Cea de-a 13-a ediție a festivalului de televiziune de la Târgu Mureș Simfest a purtat noroc echipei TVR Iași, care a câștigat 3 distincții. Blestemul Glodului, o producție semnată Gabriela Baiardi, Relu Tabăre și Loredan Baiardi, au obținut premiul pentru reportaj. Andreea Știliuc, Relu Tabăre și Dragoș Brehnescu au câștigat premiul pentru film portret cu Parisul lui Matei, care l-are în prim plan pe scriitorul Matei Vișniec. Iar Raluca Aftene, Adrian Butnaru și Dragoș Brehnescu au ridicat trofeul pentru film turistic Un râu între oameni, realizat pe malul moldovenesc al Prutului. Marele premiu al festivalului în valoare de 1000 de euro a revenit tot unei producții ieșene, Enescu Experience, semnată Alex Hondurache.